Sfânta Biblie spune, Maria a născut un fiu în seara de Crăciun. Și bine îngeri s-a unit, cer s-a înseninat. Universul s-a umplut de slavă și să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Să-i cântăm cu toți în cor, nou rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Păstorii s-au înfricoșat, cerul când a strălucit, și într-un gând au alergat către pruncul prea iubit. Cu mult în urmă în Betleem ostea mare a răsărit. Ea ne spune că cerul trec la noi s-a coborât. Să-i cântăm cu toți în cor, noul rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Să-i cântăm cu toți în cor, noul rege s-a născut și viață el ne-a dăruit și astăzi are Crăciun. Și în această seară, frați și surori, toți că suntem în casa de rugăciune, binecuvântăm numele Domnului și în toată inima zicem, lăudat să fie Domnul. Așa cum s-a cântat, iar este sărbătoare. Suntem în cadrul acestor sărbători ale nașterii Domnului Iisus Hristos, suntem plini de bucurie pentru harul pe care Domnul ni l-a dat nouă, celor care suntem acum în casa de rugăciune, ca sub protecția Lui, protejați de El, binecuvântându-ne cu sănătate, putem să fim la părtășie, mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Ne rugăm în această rugăciune și pentru cei care nu pot să fie cu noi, unii din cauza sănătății precare pe care o au. Și chiar acum, la începutul slujbei, aș vrea să-l mai avem în vedere pe fratele Aurel Hurban, despre care v-am spus că a fost reoperat, i s-au introdus din nou stenduri pentru a-i facilita circulația și a ajuta inima. Dumnezeu să-l binecuvinteze cu sănătate. Ne rugăm și pentru ceilalți frați și surori în vârstă care sunt pe acasă, tot așa cu sănătatea precară, Domnul să aibă milă și de ei. Dar în același timp ne rugăm și pentru slujba de aici, să fim binecuvântați noi cei care suntem aici și binecuvântarea Domnului să fie peste cei care poartă laudele Domnului, să fie peste fratele Avram care va propovădui cuvântul sfânt și de altfel peste noi toți să ne binecuvinteze Domnul cu o inimă bună și să fim plini de bucurie și la aceste sărbători. În glas comun, așa cum stăm ridicați, ne rugăm Domnului pentru ce le-am anunțat.
Amin. Vă chem să deschideți Scripturile împreună cu noi. Continuăm relatarea pe care ne-o face Evanghelistul Matei în capitolul 2 și vom citi pasajul biblic cuprins între versetele 13 și 23 ca să putem descoperi lucrurile care s-au întâmplat după ce magii care l-au aflat pe copil și s-au închinat înaintea lui și au adus daruri, ce a săvârșit acel om care le-a zis: mergeți și cercetați cu deamănuntul și am să mă duc și eu să mă închin înaintea lui. Iată ce relatează Scriptura aici. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci a murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galileii. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarenean. Amin. Vă chem să vă reașezați. Vă întâmpin și în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră, zicând: Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit la părtășie, ne bucurăm să fim, iată, și în a doua zi a sărbătorii nașterii Domnului în casa de rugăciune, avem privilegiul acesta, harul acesta și este o bucurie pentru noi toți. Vom continua să ne închinăm înaintea Domnului, să-L lăudăm, să celebrăm nașterea Lui prin tot ceea ce ne-am propus, cântări specifice acestui eveniment, dar așa cum ați băgat de seamă și citatele biblice ne conduc tot spre evenimentul întâmplat atunci. Împreună cu frații de la cântarea de laudă vom mai glorifica numele Domnului, apoi corul bisericii va rămâne pregătit să laude pe Domnul, după corul bisericii și copiii vor fi gata să cânte pentru slava Domnului. După copii vom asculta formația fanfare să intoneze un imn, iar după formația fanfarei, fratele Petrică Brăiescu va fi gata să aducă și el laudă la adresa Domnului. Ascultăm, acum cântăm și după aceea ascultăm punctele pe care le-am anunțat.
Vestea bună din cer îngerii au adus, s-a născut ai lumii Salvator. Jos la oameni prin om Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce-i pierdut. Jos la oameni prin om Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce-i pierdut. Jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. S-a născut în Betleem Mesia, aleluia, Emanuel. Și noi vrem prin cât să-L slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. S-a născut în Betleem Mesia, aleluia, Emanuel.
Dragul meu, întâlnirea ta cu Dumnezeu.
Lui e la loc în lumea noastră, doar o este în sfârșit. S-a găsit pentru mai mare împărat. Nu era loc în lumea noastră, doar o este în sfârșit. S-a găsit pentru mai mare împărat. Bucuria ne inundă azi pe toți. Așa mântuirea noastră ai adus. Te slăvim, Doamne, ție inima îți dăruim. Tată Sfânt, ne-nchinăm și-ți mulțumim. Că lumea-nceasta s-a născut copilul sfânt, să aducă mântuirea pe pământ. N-au înțeles că în lumea aceasta s-a născut copilul sfânt, să aducă mântuirea pe pământ. Bucuria ne inundă azi pe toți. Așa mântuirea noastră ai adus. Te slăvim, Doamne, ție inima îți dăruim. Tată Sfânt, ne-nchinăm și-ți mulțumim. Vreau să vă spun azi tuturora, lăsați loc ca să se nască și să crească în viața voastră pruncul sfânt. Vreau să vă spun azi tuturora, lăsați loc ca să se nască și să nască în viața voastră pruncul sfânt. Te-ai născut, bucuria ne inundă azi pe toți. Așa mântuirea noastră ai adus. Te slăvim, Doamne, inima ție-ți dăruim. Tată Sfânt, ne-nchinăm și-ți mulțumim. Te-ai născut, bucuria ne inundă azi pe toți. Așa mântuirea noastră ai adus. Te slăvim, Doamne, ție inima îți dăruim. Da,
mulțumim. Tată Sfânt, ne-nchinăm și-ți mulțumim. Lauda continuă în casa de rugăciune prin cântarea pe care corul de tineri o va duce pentru slava Domnului. Apoi am înțeles că este o parte dintre cei din grupul Eldad de la Moșnița Nouă, câteva surori, poate și un frate. Suntem gata să îi ascultăm, după care surorile Olteanu vor cânta și apoi din nou corul bisericii. Thank you.
fiecare an ne amintim de tine, cum ai venit în lume să aduci mântuire. Așa mult te-ai smerit, născându-te în iesle, tu împăratul slavei, stăpân pe univers, Iisus. E cea mai bună veste, Iisus. Nu e o poveste, Iisus. E unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți, Iisus. E cea mai bună veste, Iisus. Nu e o poveste, Iisus. E unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Un cântec noi cântăm de ziua ta, Iisuse, iar inima ți-o dă cadou să fie azi. E tot ce-i mai de preț și tot ce vrei, Stăpâne. Așa cum este toată, ți-aducem la ta, Iisus. E cea mai bună veste, Iisus. Nu e o poveste, Iisus. E unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți, Iisus. E cea mai bună veste, Iisus. Nu e o poveste, Iisus. E unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Nu e sărbătoare dacă nu-i sărbătorit. De aceea, Doamne, noi la iesle am venit. Nu e sărbătoare dacă nu-i sărbătorit. Aceea, Doamne, noi la iesle am venit, Iisus. E cea mai bună.
Aleluia, adică mărit să fie Domnul. Se cântă în ceruri, se cântă pe pământ și merită El să primească toată gloria și toată lauda. Va mai fi adusă laudă la adresa lui Dumnezeu prin cântarea pe care grupul de fete o vor cânta-o și apoi fanfara va fi pregătită să intoneze din nou un imn și chem din nou pe cei de la grupul Eldad, văd că s-au asociat cu cei de la Ghiroda. E un semn de întrebare. Să cânte pentru slava Domnului. Căci este de mult, i-acum imaginea ce bat în piept și astul luminesc. Vesna grea, doar tu ai risipit, când este lea te-a primit, Domn din infinit. Și îngerii cântau
Betleem, Iosif și Maria, alergând grăbiți, caută găzduire, că timpul a sosit, pruncul cel vestit va veni în lume, cum a fost profețit. Doar un staul și o iesle săracă. Așa a venit în lume Fiul de Dumnezeu, să aducă lumii speranță. Haide să-i cântăm pruncului de sus, sfedicând și noi să ne unim inimile și să îl slăvim, inimile și să preamărim. Haide să-i cântăm pruncului de sus, sfetnic împărat, Iisus, cerul întreg îi cântă. Haide și noi să ne unim inimile și să îl slăvim, inimile și să îl sărit, la Betleem au sosit, pe Irod au întrebat, unde e al vostru împărat? Că steaua cea de sus aici ne-a călăuzit, pruncului să ne închinăm, daruri multe să-i dăm. Pe prunc să-l omoare, dar Dumnezeu știa înainte planul lor și-n vis pe magi i-a înștiințat. Haide să-i cântăm pruncului de sus, sfetnic împărat, și noi să ne unim inimile și să îl slăvim, inimile și să îl preamărim. Haide să-i cântăm pruncului de sus, sfetnic și noi să ne unim inimile și să-l slăvim, inimile și să-l vom fi plini de bucurie și în ziua de mâine, când dimineața de la ora 9:30 ne întâlnim în casa de rugăciune pentru a-L glorifica, pentru a ne închina înaintea Lui și pentru a asculta mesajul Cuvântului Sfânt. L-am invitat pentru a predica pe fratele Aurel Avram, secretarul Comunității Regionale de Arad și păstor în Biserica Speranța. Acum
Vom fi gata să ascultăm mesajul Cuvântului Sfânt prin fratele păstor Nicoriș Avram și apoi vom încheia cum trebuie să încheiem, cu laudă și cu rugăciune. După predică, corul bisericii va fi gata să mai laude pe Domnul, apoi fanfara cu un imn și vom încheia cu rugăciune. Cu inimile pregătite, suntem gata să ascultăm mesajul Cuvântului Sfânt acum. După cântările frumoase, minunate, pe care le-am ascultat în tot acest timp de laudă și înainte ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, îngăduiți-mi ca cu ocazia acestui prasnic, a nașterii Domnului Iisus Hristos, pe fiecare dintre dumneavoastră, cât și pe cei ce ne urmăresc prin internet, să vă salut, să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos și în același timp să continuăm să avem tăria aceasta în noi, chiar prin situațiile deosebite prin care trecem ca și biserică, Dumnezeu să ne dea un duh de tărie și să ne ajute să-i rămânem credincioși Lui. Din cuvântul Domnului pe care l-am urmărit citindu-se în această după-masă, cât și din pasajele anterioare textului acestuia, putem observa că încă de la începutul întrupării Domnului Iisus, cel rău, potrivnicul lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu pe care o sărbătorim în zilele acestea, a căutat să zădărnicească împlinirea acestui plan. A căutat să obstrucționeze, să încurce acest plan măreț al lui Dumnezeu. Dar observăm din textul acesta și din textele anterioare căci Dumnezeu veghea asupra acestei lucrări prin diverse metode, prin slujitorul Lui la apărarea acestui plan. Și aș vrea, frați și surori, să ne gândim când observăm modul în care diavolul se luptă, modul în care Dumnezeu își apără planul lui de lucrare, să ne gândim că la rândul nostru și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem expuși acestor împotriviri, acelui rău, în ceea ce privește relația noastră, trăirea noastră cu Dumnezeu și, în final, rămânerea în credință, dobândirea mântuirii lui Dumnezeu. Observăm aici, în primul verset al textului acestuia, că după ce magii au plecat, înțelegem că îngerul lui Dumnezeu, Dumnezeu printr-un slujitor al lui, printr-un înger,
se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo. Sunt foarte semnificative cuvintele acestea. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei frați și surori, că o asemenea înștiințare legat de gândurile celui rău cu privire la viața noastră, la trăirea noastră, la slujirea noastră, la rămânerea noastră lângă Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne indiferent față de noi, ci intervine, ne anunță, ne sesizează să fim vegheatori. Găsim atâtea pasaje în Scriptură prin care suntem chemați să veghem, să veghem. Și uitați cum era mesajul canalizat spre Iosif în noaptea în care i se arată îngerul în vis. Dumnezeu îi spune: scoală-te! Și îi spune: fugi în Egipt! Este de remarcat faptul acesta, cât de prompt a fost Iosif. N-a mai pus la îndoială. Oare ce-o fi cu visul ăsta? Ce-o fi cu prezența acestui înger? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că îndată Iosif s-a sculat, a luat pe Maria și pe pruncul Iisus și cred că au făcut așa cum le-a spus îngerul: fugi în Egipt. Frați și surori, este așa de semnificativ pentru noi în asemenea situații, când diavolul ne urmărește, când diavolul caută să ne atace, când diavolul caută să încurce slujirea noastră, dăruirea noastră, lupta noastră. Noi, pentru că spuneam că Dumnezeu nu stă indiferent, ci Dumnezeu ne avertizează, noi trebuie să fim prompți, să fim activi și să nu tolerăm ca și timp să alegem ce să facem. Pentru că toleranța aceasta pentru unii i-au adus în starea aceasta de a fi victime ale celui rău. Au păgubit, au pierdut, au fost înfrânți. Dar cei ce sunt în legătura aceasta directă cu Dumnezeu, cei ce sunt interesați de comunicarea aceasta funcțională cu Dumnezeu, îmbracă și atitudinea ca atare. Și mi-am propus în această dupămasă să amintesc și să vorbesc despre câteva forme de comunicare a lui Dumnezeu cu omul. Câteva forme de comunicare a lui Dumnezeu cu noi, cu noi. Și chiar în textul acesta observăm că una din aceste forme, una din metodele pe care Dumnezeu le-a ales să comunice cu Iosif și cu Maria a fost aceea: prin îngeri. Apoi prin cuvântul lui Dumnezeu, apoi prin glasul profetic pe care îl putem observa în scrierile vechi, prin profeții vechi, prin proroci, și mi-am mai notat eu aici și prin vise.
E important, dragii mei, să fim interesați de aceste metode. Chiar să fim interesați. Eu nu știu câți dintre noi sau cine dintre noi a avut posibilitatea aceasta să stea de vorbă cu un înger, să vadă un înger. Sau cine are dorința aceasta, că eu am auzit și expresia aceasta din partea cuiva, că s-a rugat Domnului ca Dumnezeu să-i arate un înger, să-i vorbească printr-un înger și Dumnezeu i-a vorbit. Apoi, câți dintre noi, dragii mei, rămânem activi în continuare după ce Dumnezeu a început să lucreze în viața noastră prin cuvântul Lui și să dorim ca acest cuvânt să fie la loc de cinste în viața noastră, în trăirea noastră, cuvânt prin care Dumnezeu ne vorbește, prin care Dumnezeu ne trimite mesaje speciale. Și sunt convins că fiecare dintre noi am fost sensibilizați de Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei și atunci când a fost o predică extraordinară, aranjată, ci Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Cel ce era aici, poate a vorbit direct situației noastre, problemei noastre, cauzei noastre. Apoi, despre metoda aceasta, glas profetic, prin prorocie, prin darul prorociei. Asta e una, o metodă mai uzată, mai des folosită de unii dintre noi. Și e așa de important și din punctul acesta de vedere să știm să fim călăuziți. Să știm ca metoda aceasta să fie cu eficiență în viața noastră când Dumnezeu alege să ne călăuzească în felul acesta prin glas profetic, printr-o prorocie. Și nu în ultimul rând, spune cuvântul că pe când Iosif era cufundat în somnul lui de noapte, îngerul a venit la el într-un vis. Oh, toți visăm, să știți, fiecare dintre noi avem vise de toate felurile în viața noastră. Dar e foarte important ca și copiii ai lui Dumnezeu, pentru că este o metodă prin care Dumnezeu comunică cu omul și foarte important să înțelegem și modul acesta care până la urmă poate fi eficient pentru noi, edificator pentru noi și îl vom găsi și vom citi în cuvântul lui Dumnezeu că oamenii din vechime au vorbit despre lucrările acestea, despre toate metodele acestea. Acestea sunt doar câteva, sigur că ele sunt mult mai multe, dar aș vrea să încep cu câteva cuvinte despre metoda aceasta de călăuzire prin înger. Noi citim Scriptura și fiecare dintre noi găsim pe paginile Sfintelor Scripturi oameni care au fost călăuziți de Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a vorbit prin înger. Despre îngeri cred că știm că sunt ființe supranaturale care au fost făcuți, creați de Dumnezeu cu scopul de a sluji lui Dumnezeu și în același timp de
a sluji în lucrarea pentru care au fost rânduiți de Dumnezeu. În cazul nostru, să ne slujească nouă. Aș vrea să citim în Psalmul 34 cu versetul 7 și uitați ce spune aici David. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă de primejdie. Oh, este un lucru mare. Diavolul să vrea să ne facă rău, diavolul să ne întindă curse și cineva să ne apere, cineva să ne protejeze. Și citim adevărul acesta, că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Aș vrea să ne gândim la câteva exemple și sunt multe. Gândiți-vă la împrejurarea aceea în care, în Faptele Apostolilor 12:7, Petru este izbăvit din temniță și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și iată că un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul l-a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Și apoi, în continuare, în pasajul acesta, atunci când Roda se duce la poartă, cei din casă care erau adunați acolo pentru închinare, după ce i-au spus lui Roda că vorbește altceva ce nu trebuie, totuși unii dintre ei au zis, poate e îngerul lui, poate e îngerul lui la poartă. Și la poartă era Petru. Dragii mei, observăm pe cei dinaintea noastră, despre care citim în cuvântul lui Dumnezeu că au avut cunoștință despre ceea ce este un înger, despre misiunea pe care are un înger, și au fost, cu alte cuvinte, familiarizați cu modul acesta de a comunica cu Dumnezeu. Sutașul Corneliu spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când el se ruga, în Fapte 10:3, spune cuvântul lui Dumnezeu că un înger al Domnului s-a prezentat pe la ceasul al 9-lea din zi și a intrat la el și a comunicat cu Corneliu. Corneliu nu avea prea multe cunoștințe despre felul în care să-l slujească pe Dumnezeu, despre felul în care să aibă viața lui predată în mâna Domnului, dar a fost un om de bine, se ruga și făcea milostenii. Și Dumnezeu a delegat pe un slujitor de-a lui, pe un înger de-a lui, să-i facă o vizită. Și sigur că până la urmă Corneliu a ajuns să se bucure de mântuirea lui Dumnezeu, el și casa lui. Dragii mei frați și surori, sigur că ideea aceasta despre modul acesta de călăuzire, ea poate fi continuată. Dar ce aș vrea să vă spun în această seară când închei gândul despre metoda aceasta, despre felul acesta, căutați în Scriptură și veți găsi nu puțini oameni care au comunicat cu Dumnezeu prin îngeri, cărora Dumnezeu le-a vorbit prin îngeri. Și e frumos să avem în mintea noastră idei în sensul acesta de călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este același care poate să ne călăuzească și pe noi. De altfel, Dumnezeu este prezent în viața noastră, în fiecare secundă a vieții noastre. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Ce poate fi mai frumos să știm
că tot timpul suntem cu protecție în jurul nostru, că Dumnezeu este Cel ce ne păzește. Ne păzește și de virusul acesta care insuflă atâta frică, atâta teamă. Dar noi avem pe cineva care e o protecție în mintea noastră, în jurul ființei noastre și ne scapă de urmările și pericolele pe care diavolul caută să le aducă în viața noastră. Fie ca Domnul să ne ajute să fim puternici în sensul acesta. Apoi, aș vrea în continuare să împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această seară, cel de-al doilea gând, cea de-a doua formă de comunicare cu Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. În cartea Osea, dacă putem să urmărim împreună, în capitolul 4 cu versetul 6, citim următoarele cuvinte și să le citim împreună. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu-mi vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea lui Dumnezeu, Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Oamenii aceștia au avut legea, au cunoscut legea, că profetul spune aici că au uitat legea lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să ne aplecăm asupra acestei metode, acestei forme de comunicare cu Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să citim împreună din cartea Iosua, capitolul 1, versetul 8, și să observăm ce îi spune Dumnezeu unui om pe care îl cheamă. Îi spune următoarele cuvinte, cartea aceasta legii, să nu se depărteze de gura ta. Atunci când se depărtează, uităm legile lui Dumnezeu. Atunci când nu suntem perseverenți a fi aplecați asupra cuvântului lui Dumnezeu, ziua și noaptea, legile lui Dumnezeu le pierdem. Nu le mai avem în mintea noastră. Nu mai suntem plini de cuvântul lui Dumnezeu. Cugeți asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Și-s două puncte. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Domnul să ne ajute, frați și surori, să fim perseverenți asupra cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are un rol extraordinar de mare și puternic în viața noastră. Uitați ce ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 10 cu versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. La mijloc e credința. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 11 și cu versetul 6, spune așa, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Dragii mei, Biblia ne cheamă să știm și să înțelegem că noi trebuie să creștem în credință, să creștem din putere în putere, ori neaplecându-ne asupra cuvântului lui Dumnezeu, ziua și noaptea, tot timpul, uităm legea,
uităm cuvântul, n-ajunge că am fost în seara aceasta la adunare, că am auzit o predică și mai departe ne vedem de viața noastră, de problemele noastre. Nu, ci suntem chemați de Apostolul Pavel, de exemplu, în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 16, uitați ce spune Apostolul Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în inima voastră. Oare cum înțelegeți, sau cum înțelegem noi această frază, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug? Cu alte cuvinte, să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu. Mintea noastră, creierul nostru, în fiecare zi să fie aprovizionat cu cuvântul lui Dumnezeu. Să dorim lucrul acesta. Și aș vrea să înțelegem că Apostolul Pavel, când a spus lucrul acesta, cuvântul lui Hristos să fie din belșug în voi, ideea aceasta a avut-o în mintea lui, să fim plini de cuvânt, să umblăm sfătuiți, să umblăm învățați, să umblăm, frați și surori, călăuziți, să înțelegem că prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu comunică cu noi, Dumnezeu ne ridică din punct de vedere spiritual, ne mărește credința. Așa crește credința, aprofundând cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Așa am citit. Și eu doresc așa de mult, dragii mei, frați și surori, să cunoaștem lucrurile acestea mai întâi și apoi să le aplicăm. Nu le vom aplica, vă spun hotără, nu le vom aplica dacă nu le cunoaștem mai. David spune în psalmul 119 cu versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și putem avea multe argumente din Scriptură cât de necesar este să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Păi, creierul nostru să fie lipsit o săptămână, o lună, de citirea cuvântului lui Dumnezeu, de preocupația noastră asupra cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu băgăm cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, în creierul nostru, băgăm altceva. Că suntem vii, avem viață, mișcăm. Automat băgăm altceva și băgăm problemele în care trăim în fiecare zi, activitatea noastră și problemele pe care ne axăm mai mult, alea vor fi în mintea noastră. Și dacă nu-i cuvântul lui Dumnezeu, umblarea lui după comunicarea aceasta cu Dumnezeu, frați și surori, păcătuim împotriva Domnului, că așa spunea David, Domnul să ne ajute să fim activi din punctul acesta de vedere și să dorim să avem această dorință în sufletul nostru ca ori de câte ori venim la adunare, Dumnezeu, prin mesajele care se aduc de aici, să ne vorbească, ori de câte ori deschidem Scriptura acasă, mai este practica aceasta că o deschidem la întâmplare și citim un verset. Nu e rea, dar cea mai bună este să citim ordonat Scriptura. Să citim ordonat Scriptura. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi aș vrea să împărtășesc puține cuvinte despre metoda aceasta prin care Dumnezeu mai poate comunica cu omul prin profeție, prin darul prorociei. Găsim scris în textul nostru
că despre ceea ce le cerea îngerul lui Iosif și Maria să facă, era profețit în vechime prin oamenii lui Dumnezeu pe care i-a folosit în sensul acesta. Am chemat pe fiul meu din Egipt, Ieremia vorbea despre plânsetul și bocetul care se auzea la Rama, sigur că da. Și în sensul acesta aș vrea despre darul prorociei să vorbesc, se poate vorbi mult, dar în câteva minute aș vrea să rămână înțeleasă în mintea noastră și eu știu că în parte o cunoaștem. Și ideea aceasta, și gândul acesta și Pavel Apostolul spune prin cuvântul Scripturii în Epistola către Corinteni la capitolul 14 și cu versetul 3 următoarele cuvinte: cine prorocește? Și aici Dumnezeu ne folosește pe noi să fim folositori unii altora prin darul pe care Dumnezeu îl pune în noi. Ne-l dă nouă prin Duhul lui cel Sfânt. În tot acolo Apostolul Pavel spune, face o mențiune și spune că prorocia trebuie să aducă zidire, sfătuire și mângâiere. Zidire, sfătuire și mângâiere. Vreau să mai punctez aici întreagăt următoarele cuvinte, următoarele idei și să spun că darul prorociei nu este o vorbire în alte limbi. Pentru că citind capitolul 14 din 1 Corinteni, înțelegem că manifestarea acestui dar este spre folosul altuia. Și altul, ca să poată fi sfătuit, zidit și mângâiat, trebuie să înțeleagă, trebuie să priceapă, să asculte cuvinte clare manifestate prin acest dar. Apoi, vreau să mai spun că darul prorociei nu este tot una cu slujba de proroc. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, la capitolul din care am citit, vorbește despre cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. În Epistola către Efeseni, la capitolul 4 și cu versetul 11, vorbește despre slujbe. Și spune aici că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Iată că găsim aici în cadrul acestor slujbe, slujba aceasta de proroc. Este cu totul altceva ca ceea ce putem înțelege prin darul prorociei. Prorocul care este chemat și are chemarea aceasta specială trebuie să fie omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, care are mai multe daruri din partea lui Dumnezeu și cu care poate să lucreze. Eu aș vrea, din punctul acesta de vedere, dragii mei frați și surori, să căutăm să înțelegem, să căutăm să cunoaștem modul acesta de manifestare a darului prorociei în biserică, în viața noastră și, sigur,
în scopul acesta pe care l-am menționat aici, să fie spre sfătuire, mângăiere și îmbărbătare. Darul prorociei se poate manifesta în mai multe împrejurări. În timpul rugăciunii, cuvinte rostite care nu aparțin celui care le rostește, ci le primește din partea lui Dumnezeu prin inspirație divină. Apoi, în timpul unei predici, sunt predicatori care se ridică aici la amvon și au momente în predica lor când vorbesc ceea ce nu și-au propus să vorbească. Au un mesaj pe care nu l-au pregătit ei să vină înaintea poporului. Și acel mesaj e un mesaj profetic. Ca și mine și dumneavoastră, cred că ați auzit întâmplări în care a intrat cineva în casa de rugăciune. Un om cu probleme, un om care poate nu l-avea pe Dumnezeu, un om care avea gânduri probabil murdare, negre în dreptul lui în ceea ce privește viitorul lui. I-am auzit exemple de genul acesta și Dumnezeu de aici, prin cel ce mânuia cuvântul lui Dumnezeu, i-a vorbit celui care era în situația despre care vă spuneam. Și sigur că a fost cercetarea lui Dumnezeu pentru un astfel de caz, încât cel de care a ascultat mesajul, cel care a spus cuvintele acestea, de unde știe omul acesta ce am făcut eu? De unde știe omul ăsta ce am eu în mintea mea? Ori nu e vorba despre predicator și rațiunea lui, ci este vorba despre descoperirea din partea lui Dumnezeu prin mesajul pe care îl aduce. Și am dorit ca Dumnezeu să lase în adunarea noastră și ori de câte ori este necesar pentru cineva de aici, chiar și prin predică, Dumnezeu să-i atingă inima, Dumnezeu să-i schimbe planurile, Dumnezeu să-l edifice, Dumnezeu să-l zidească, pentru că acesta este scopul mesajului lui Dumnezeu prin prorocie. Eu aș vrea în momentele următoare să mai stau înaintea dumneavoastră în câteva minute și să vorbesc despre comunicarea aceasta cu Dumnezeu prin vise. Prin vise. Sigur că în sensul acesta trebuie să dorim, să știm și noi din Scriptură câteva lucruri despre lucrarea aceasta, despre vise, că toți visăm. Și trebuie să avem explicații în dreptul nostru în ceea ce privește momentele pe care le trăim într-un vis. Visele reprezintă o activitate a creierului nostru în timpul somnului. În timpul somnului. Biblia și mulți oameni de știință au aceeași explicație privitor la întrebarea de unde vin visele. De unde vin visele? Și în cartea Eclesiastul, la capitolul 5 cu versetul 3, citim următoarele cuvinte: căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Iată că visele se nasc din multitudinea grijilor, din multitudinea îngrijorărilor și a gândurilor pe care le avem în mintea noastră. Au spus unii cercetători că visul este un fel de sistem digestiv al creierului. Noi
am citit despre Iosif, am citit despre Zaharia, am citit despre o grămadă de oameni din Scriptură care au comunicat cu Dumnezeu prin forma aceasta numită vis. Și pentru oamenii aceștia, dragii mei, n-a fost o problemă. Iosif spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om neprihănit. Aș vrea să citim lucrul acesta în Evanghelia după Matei, capitolul 1 cu versetul 19. Iosif, bărbatul Mariei, era un om neprihănit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Dar, versetul 20, pe când gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat într-un vis un înger al Domnului și Domnul i-a vorbit prin îngerul acela. N-a fost o problemă mică pentru Iosif. Este o problemă foarte delicată. Și Iosif înțelege. Iosif trece la acțiune și face exact așa cum e mesajul din partea lui Dumnezeu, prin înger în timpul visului, în timpul visului lui. Iată, dragii mei, că pot fi momente în viața noastră când trăim situațiile acestea. Dumnezeu vrea să ne comunice, vrea să ne vorbească, vrea să ne avertizeze și folosește metoda aceasta ca prin vis Dumnezeu să ne vorbească. Eu aș vrea, dragii mei, să alegem să punem în valoare, să punem în valoare toate metodele acestea prin care Dumnezeu vrea să ne comunice ce vrea, vrea să ne vorbească ceva. Haideți să citim un cuvânt și apoi mă voi apropia de încheiere din cartea lui Iov, dacă se poate afișa. Iov, capitolul 33, de la versetul 14, înainte, citim următoarele cuvinte. Uitați, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. El nu are un șablon. El nu le vorbește doar într-un singur fel, când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seamă. El vorbește prin vise, prin vederii de noapte, când oamenii sunt confundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, 16, atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săviei. Iată că sunt importante mesajele acestea a lui Dumnezeu. Sunt importante metodele acestea prin care Dumnezeu vrea să ne țină lângă El. Și vreau, frați și surori, să înțelegem în această dupămasă că fiecare dintre noi avem parte de astfel de înștiințări, dacă vrem să avem parte. Și Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu este Cel ce are slujitori la îndemâna Lui și îi poate trimite la noi într-un vis de noapte, îi poate trimite la noi printr-un glas profetic, îi poate trimite la noi să ne vorbească despre ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. Iosif și Maria, observăm în cuvântul lui Dumnezeu din această seară că s-au conformat, că au fost din punctul acesta de vedere activi și au rămas sub călăuzirea lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin oamenii aceștia, și-a putut duce planul lui la îndeplinire. De ce nu s-ar bucura Dumnezeu și de mine și de dumneavoastră
să fim utili, să fim eficienți, să fim acolo unde Dumnezeu ne-a așezat și să fim folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Sau să știm să fim folositori unii altuia, să știm să fim folositori celor de afară. Dumnezeu, ăsta e scopul lui, ăsta e scopul lui. Nu doar, de exemplu, ca la sărbătorile acestea, să ne bucurăm și să cântăm aceleași cântări care le-am cântat acum anul trecut, 2 ani, 3 ani, 4 ani înainte, ci să fim însetați și să înțelegem că sunt alții care nu înțeleg, care nu cunosc și să-i avem în vedere și să le ducem mesajul acesta apropiindu-ne de ei, așa după cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, așa după cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Doresc în sensul acesta Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică, pe frați, pe surori și să ne ajute, dragii mei, frați și surori, Dumnezeu, să rămânem călăuziți, să rămânem la îndemâna lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu s-a folosit de Maria, de Iosif, de maci, de toți acei pe care Dumnezeu i-a, de păstori, pe care i-a înștiințat, pe care, cu care au comunicat prin îngeri, prin vise, prin cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne facă să dorim și noi o călăuzire în viața noastră pentru ca Dumnezeu, într-adevăr, să-și poată duce planul lui la îndeplinire și să putem să așteptăm răsplătirea lui după calitatea muncii, după calitatea slujirii pe care o depunem în lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Amin. Yeah.
Thank you.
Vă chem să stăm ridicați. Doamne, meriți toată gloria, toată slava, toată cinstia și închinarea. Amen. Și dorim și acum, Doamne, să o ducem din toată inima noastră. Mulțumim pentru vremea aceasta de har pe care ne-ai dat-o în vremurile acestea de răstriște. Cuvântul Tău a fost cel ce a atins inimile noastre, Doamne, ne-ai vorbit atât de frecvent prin cuvântul Tău. Mulțumim din toată inima. Recunoaștem, Doamne, că nu întotdeauna urechea și inima noastră a fost aplicată la cuvântul Tău. Și alte ori ai dorit și ne-ai vorbit prin mustrare și prin durere. Mulțumim și pentru felul acesta de vorbire, Doamne. Dar în mod special, Doamne, în seara aceasta, vin cu mulțumire înaintea Ta pentru dragostea pe care ți-a arătat-o față de noi, ca și copii ai Tăi. Mulțumim pentru planul pe care l-ai alcătuit în Tine însuți, Doamne. Mulțumim că L-ai trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că a lăsat o cale, un exemplu și ne-ai chemat prin cuvântul Tău să călcăm pe urmele Lui. Doamne, recunoaștem că nu întotdeauna facem lucrul acesta, iartă-ne pentru această atitudine, dar îndreaptă-ne Tu pașii pe calea păcii, pe calea neprihănirii. Continuă să ne vorbești, Doamne, continuă să Te înduri de noi. Continuă să fii protecția noastră, Doamne, ca să putem declara din toată inima că Tu ești izbăvitorul nostru și în vremuri de încercare. Îndrăznesc să-ți cer, Doamne, și pentru frații noștri, și pentru semenii noștri, Doamne, care în vremea aceasta sunt în neputință, în suferință, ai milă de ei. Așteaptă o atingere, așteaptă un cuvânt din partea Ta. Fie cuvântul acesta binefăcător pentru sufletul lor, binefăcător pentru trupurile lor, Doamne, și dă sănătate acolo unde este nevoie de sănătate. Amin. Și dă mângâiere acolo unde este nevoie de mângâiere, Doamne, și fii tuturora ceea ce așteaptă de la Tine. Ne așezăm pe brațul Tău, Doamne, și pentru întunericul nopții acesteia. Doamne, dacă găsești cu cale, prin cuvântul Tău am învățat că ne dai înștiințări. Fie ca acestea, Doamne, să ne conducă tot mai mult spre apropierea de Tine, Doamne, și folosește orice mijloc, numai ține-ne lângă Tine, ține-ne în harul Tău și-ți mulțumim că o vei face aceasta, Doamne. Ne așezăm pe brațul Tău, din toată inima îți mulțumim și zicem, slăvit să fii Tată, Fiule și Duhule Sfinte și acum, și până în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. După ce am mulțumit Domnului pentru harul ce ne-l-a dat în această seară, ne despărțim din casa de rugăciune cu dorința ca și mâine, de la ora 9:30, așa cum am anunțat, să fim în casa de rugăciune pentru a ne închina înaintea Domnului și așa cum am spus cuvântul, va fi adus din partea Domnului pentru noi prin fratele păstor Aurel Avram. Până ne vedem, doresc ca protecția Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră, adunarea este liberă. Pentru cei care ne-au vizitat, transmite salutări sfinte comunității dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze.